Bună seara, dragi telespectatori! Bun regăsit la o nouă emisiune Lumină din Lumină Lină. Suntem în duminica a patra din Sfântul și Marele Post. Ne regăsim la emisiunea noastră și am vrea în seara aceasta să vă oferim la început ceva deosebit, în sensul în care dumneavoastră ați fost martori la Crăciun, la o emisiune în care am avut invitată în studio pe doamna Ștefania Stoica, o interpretă a cântecului popular, dar care are o înclinație deosebită spre cele religioase. Și de aceea am vrea să deschidem emisiunea din seara aceasta cu două piese în interpretarea doamnei Ștefania Stoica, pe care o rugăm la început să ne interpreteze Cerul și Pământul și A bătut la ușa ta, și apoi încercăm să mergem mai departe sau să vedem cum vom aranja în seara aceasta emisiunea, în așa fel încât să putem să-i oferim și dumneavoastră posibilitatea să ne desfete cu melosul și cântarea deosebită religioasă, dar să și facem câțiva pași în ceea ce înseamnă tematica pe care noi o abordăm. Doamna Ștefania, vă rugăm! Nu mai sunt cuvinte să poată lăuda toată făptura și îndurarea ta. Pe altarul vieții răstignit-o ești și pentru oameni zilnic te jertfești. Cerul și marea câte sunt în ea, muntele Stăpânul, Doamne, te iubesc, voia ta sfântă vreau să o împlinesc. Tu arată-mi drumul ce l-ai pregătit, să ajung la tine, Domnul meu iubit. Ruga mea-i tăcere, altceva nu pot, și eu îți spun, Doamne, vreau mult să mă rog. Îți ofer prin jertfă binele făcut și voi rămâne în fața ta tăcut. Cerul și marea câte sunt în ea, muntele, valea și inima mea, toate se închină Creatorului și mulțumire îi dau Domnului. Dă-mi acum putere să te pot chema oriunde aș fi, lăuda. Vreau să te slăvesc și să-ți mulțumesc, să-ți spun, Doamne, ce mult te iubesc. Nu știu, Doamne Sfinte, cum să-ți mulțumesc pentru acest dar ce mi l-ai ales. Vreau să-ți cânt din suflet, Doamne, te iubesc, și
și n-a deschis nimeni. În tăcerea negrei nopți stă un om și plânge. Mulțumim, doamne Ștefania Stoica. Deja vedeți că alături de noi este și părintele Ioan Dragu de El. Mulțumim și bun venit în pentru invitație. Studio. Noi doar atât am vrea să subliniem faptul că, prin excelență, pericopa evanghelică de astăzi ne invită să conștientizăm, sau mai bine zis, mesajul duminicii,
redat de sărbătorirea, cinstirea Sfântului Ioan Scăraru, ne invită să conștientizăm că prin excelență creștinismul este simțire, trăire, urcuș permanent spre asemănarea cu Dumnezeu. Și dacă noi conștientizăm că Mântuitorul Hristos bate la ușa fiecăruia dintre noi, ați văzut ultima piesă, a venit la ușa ta, poarta ta cineva și a bătut la ușa inimii tale, este Mântuitorul Hristos. Cu siguranță noi trebuie să răspundem și să nu uităm niciodată că, de fapt, Mântuitorul Hristos se identifică cu oricare dintre semenii noștri. Noi înșine suntem Hristos atunci când batem la ușa celui de lângă noi și ceilalți când bat la ușa noastră sunt asemeni. De aceea, pentru ca să putem întotdeauna să avem această conștiință trează, clară, e nevoie să cercetăm Scripturile. Curiată, doamna Ștefania ne va, o rugăm să ne interpreteze în continuare încă două piese, una chiar așa interpretată, cerceta Scripturile, iar cea de-a doua la miezul nopții, pentru că și una și cealaltă nu fac altceva decât să ne întrească convingerea, fără cunoaștere. De altfel, ne amintim cuvântul Sfântului Marcu Ascetu, trei sunt uriașe care ucis sufletul omului, trufia este primul, lene al doilea și ignoranța al treilea. De aceea, iată, o rugăm încă în continuare, cerceta Scripturile și la miezul nopții să ne îndrepteze cele două piese. Pastorul tuturor.
Siguranță pentru a urca spre Dumnezeu și spre ceea ce este invitația, scopul invitației sau vieții noastre pământești. Nu putem dacă nu avem repere în viața aceasta și cel dintâi reper pentru orice creștin după Mântuitorul Hristos este Maica Domnului și apoi Sfânta Cruce. De aceea noi o rugăm pe doamna Ștefania să ne interpreteze Marie, Maică Fecioară și La umbra crucii, două piese care tocmai scot în evidență această chemare sfântă și acest sprijin pe care Dumnezeu îl oferă prin cele două căi, Maica Domnului și Sfânta Cruce. Oh,
este rugăciunea mea, Marie, Marie. O, Marie, Maică Sfântă, să cânt.
Nu putem decât să îi mulțumim doamnei Ștefania pentru prezență, pentru dar, să îi mulțumim pentru că întotdeauna cântarea nu face altceva decât să ne aducă aminte de armoniile cerești și mai ales să nu uităm că noi suntem invitați să gustăm și în viața aceasta să trăim în armonie unii cu alții, în măsura în care reușim să înțelegem ce înseamnă melosul religios, cântare, armonie și o transferăm în propria noastră viață. Cu siguranță ne bucurăm de orice cântare pe care o auzim și noi îi mulțumim. Doamna Ștefania de altfel a mai fost, sperăm că va mai fi prezentă alături de noi. Pentru cei care doriți, ne-a lăsat câteva CD-uri și le găsiți la parohie la noi. Noi nu putem decât să nădăjduim că și aceasta este o formă în care de pe poziția dumneai face misiune și îl vestește pe Mântuitorul Hristos în sufletele și în inimile și în casele tuturor celor care, poate într-un fel sau altul, încă n-au fost atinși de dragostea lui Dumnezeu și este o invitație, de fapt, la dragoste continuă. Mulțumim și îi dorim și dumneai să aibă parte de postire cu sfor, cu folos domnicesc, ca să poată să se împărtășească de darurile învierii Mântuitorului Hristos. Noi revenim la ale noastre, revenim alu muton, să revenim la oile, la berbecii noștri de data asta, că noi avem lăsat ceva în urmă de săptămâna trecută. De altfel, țin minte și domn profesor Ioane, la un moment dat, când puneam câte o temă în discuție, spunea, părit, asta o terminăm într-o oră. Eu vreau să spun că sunt teme pe care nu putem să le terminăm în ani. Așa cum și tema referitoare la spovedanii și împărtășanii, dacă cineva crede că poate să o consume într-o oră de emisie, înseamnă că nu știe nimic ce înseamnă împărtășania. Pentru că, dacă ar fi să ne aducem aminte de cuvântul Sfântului Grigore de Nazian I și apoi de a Sfântului Ioan Scăraru, Grigore de Nazian, care în viața lui Moise vorbește despre epectază, cu cât omul urcă mai mult spre Dumnezeu, cu atât își dă seama că mai este și mai mult de urcat, atunci urcușul nostru este nesfârșit. Iar Sfântul Ioan Scăraru, prin faptul că astăzi este cinstit și zi de pomenire, dar și duminica lui, le-a rânduit Dumnezeu să se potrivească una cu cealaltă, numai prin cuvântul scară, vrea să ne invite să nu uităm că noi, dacă nu urcăm, de altfel, părinții filocale și spun foarte clar, cine nu zidește, cu siguranță dărâmă. Și atunci noi trebuie să conștientizăm creștinismul, care este prin excelență o stare de a fi cu și în Dumnezeu, care se dovedește prin a fi cu și în celălalt, a-L iubi pe celălalt ca să poți să-L iubești pe Dumnezeu, pentru că El nu poate, că tot ceea ce înseamnă regulă, normă, principiu, canon și așa mai departe, dacă nu-ți procură starea aceasta, poți să le duci la gunoi. Nu? Când trec ăștia cu tomberonul miercurea, poți, sau când ce zic, trece mașina, poți să o pui la gunoi. Asta este orice canon, orice rânduială, orice regulă, toate celelalte prescripții, dacă nu ne ajută să trăim starea aceasta, nu de ardere continuă, cum spunea Sfântul Grigore de Nazians, nu, să fie o torță arzătoare de lumină și iubire pentru Dumnezeu, n-ai înțeles nimic din ceea ce înseamnă a fi creștin. Și atunci noi nu putem să credem că despre Sfânta Împărtășanie, gata, consumăm tema într-o emisiune. Dar înainte de, poate mai avem, sau poate nu mai avem timp să ne întoarcem la Sfânta Împărtășanie, am rămas, cum știm, la Sinodul I Ecumenic, când s-au făcut primele, nu, sau a doua oară s-au făcut niște precizări, pentru că prima dată se făcuse la Sinodul Apostolic, anul 50 la Ierusalim. Ne întoarcem și l-aș ruga pe Părintele, dragul de el, să ne spună câteva lucruri legate de ziua de astăzi, duminica aceasta, și a patra din postul cel mare, dar și închinată Sfântului Ioan Scăraru. Vă ascultăm cu mare plăcere. Mulțumim! Într-adevăr, este o duminică deosebită pentru că, pe de o parte, iată, am trecut de jumătatea postului, deja ne îndreptăm către finalul postului mare. Putem să reflectăm și la viața Sfântului Ioan Scăraru, pe care îl prăznuim astăzi, de altfel fiind și ziua lui de prăznuire, 30 martie, dar iată și duminica a patra este închinată
Sfântului Ioan Scăraru și, pe de altă parte, să reflectăm și la mesajul Evangheliei de la Sfântul Marcu, care ne istorisește minunea vindecării fiului lunatic, fiului demonizat. Este rânduită această Evanghelie nu întâmplător, pentru că ne pune în față cât de mare este puterea rugăciunii și a postului, acum, în perioada postului, și, pe de altă parte, cum trebuie să împlinim rugăciunea și postul cu credință pentru ca ele să ne fie de folos. Evanghelistul ne spune că la Mântuitorul Hristos a venit un tată nefericit care avea un fiu bolnav, un fiu care nu era bolnav de o boală oarecare, nu de o boală trupească, ci de o boală sufletească, dar care avea manifestări trupești, un fiu care era posedat de diavol, un fiu care de multe ori fusese aruncat în apă și în foc ca să fie pierdut de cel rău și pe care tatăl său încercase să-l salveze în multe chipuri și de multe ori, probabil alergând la tămăduitorii din vremea lui, dar pentru că nimeni nu putuse să-l tămăduiască, a venit în sfârșit cu încredere la apostolii Mântuitorului Iisus Hristos și, spre surprinderea lui, nici aceștia n-au putut să-l vindece. Totuși n-a dezarmat. Probabil și apostolii au fost surprinși. Probabil că și ei, sigur, de o așa cerere și neputință, neputință în același timp. Totuși n-a dezarmat, ci merge la Mântuitorul Hristos cu credință, dar și cu îndoială în egală măsură și îi istorisește necazul și durerea sa, spunându-i în același timp, de poți ceva, ajută-ne nouă, fie-ți milă de noi. Încât, iată, cererea aceasta este surprinzătoare prin exprimare, prin faptul că, iată, îi spune Mântuitorului Hristos, de poți ceva, se îndoia în sinea lui, pe de o parte, dar și avea credința că poate să-l ajute și în același timp cerea aceasta din milă, fie-ți milă de noi. Avea de altfel, din acest punct de vedere, o înțelegere superioară față de ceea ce primim noi de la Dumnezeu, pentru că de la Dumnezeu primim nu ca un drept pe care avem, știu eu, îndreptățirea să le revendicăm, ci ca milă din partea lui Dumnezeu. Și atunci Domnul Hristos, sesizând această credință și îndoială în același timp a omului, îi spune, de poți crede, toate sunt cu putință celui credincios. Și omul atunci a mărturisit, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Omul credea, dar era conștient și de puținătatea credinței lui, era conștient și de îndoiala lui și cerea Mântuitorului Hristos ca să îi ajute chiar și în pofida acestei îndoieli, doar pe baza faptului că are în el totuși sâmburile acesta de credință și a venit să-i ceară ajutorul. Constatăm așadar că este atât de importantă tăria în credință, că este important că atunci când cerem, cum spune în altă parte într-un Hristos, să credem că vom și primi și le vom avea pe cele pe care le cerem și atunci cererea noastră se va împlini. De altfel, omul primește această vindecare a fiului său și pentru că, iată, el face o cerere nu doar pentru fiul său, ci și pentru sine, o cerere pe care el o face simțind aceeași durere ca și fiul său, se identifică cu durerea fiului său și știm cu toții că atunci când cineva într-o casă este bolnav, suferă toată casa și poate mai mult cei din prejur decât cel bolnav în sine, toți se zbat în vreun fel să îl ajute. Pe de altă parte, constatăm că rugăciunea făcută în numele celuilalt sau pentru celălalt este bine primită de Dumnezeu. Așa se justifică de altfel faptul că în fiecare dintre slujbele noastre, în fiecare dintre rugăciuni, nu-i uităm și pe ceilalți. Nu ne rugăm în mod egoist doar pentru noi,
ci ne rugăm pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor și așa mai departe, încât, iată, comuniunea aceasta de iubire primește răspuns de la Dumnezeu și prin aceasta omul dovedește că îl iubește pe Dumnezeu iubindu-l pe semenul său. Pentru că apostolii au fost surprinși pe de o parte de neputința lor, pe de altă parte de faptul că ei n-au reușit să săvârșească această minune după ce s-a petrecut vindecarea, luându-l oarecum deoparte, pentru că Hristos l-a întrebat: Doamne, noi pentru ce n-am putut să facem acest lucru? Și atunci Întotdeauna Hristos le-a răspuns: pentru că acest neam de diavol nu iese decât cu post și cu rugăciune. Sigur, înțelegem de aici cât de importante sunt postul și rugăciunea. Și totuși noi vrem, nu vrem, trebuie să iertați intervenția, să ne gândim la faptul că sunt unii dintre creștini care umblă cu Sfânta Scriptură în brațe și spune: Doamne, nu-i nevoie de post, nu-i nevoie de... Nu, că postul nu-i de trebuință, cine... Nu? Iată, Mântuitorul Hristos recomandă prin excelență postul și dacă stăm și ne gândim bine că El însuși, înainte a porni la activitatea, a postit 40 de zile și 40 de nopți, nu în sensul nostru că a mâncat ceva din dragi alimente care noi le socotim altcumva decât cele de dulce, ci în postul negru. Abstinență totală, total, da. Atunci ne dăm seama ce înseamnă postul, nu? Deci, Mântuitorul le spune acest neam de demon, nu este decât paranteză, cu post și cu rugăciune, într-adevăr. Și înțelegem de aici că, așa cum spun Sfinții Părinți, postul și rugăciunea sunt cele două aripi care înalță pe om către Dumnezeu. De aceea suntem invitați în această perioadă să ne străduim a ne înălța prin cele două aripi către Dumnezeu și să simțim plăcere în această înălțare. Așa cum pentru o pasăre cel mai plăcut lucru este zborul, așa ar trebui să fie pentru creștin cea mai plăcută activitate, rugăciunea, starea de comuniune cu Dumnezeu, intrarea în această comuniune cu El. De aceea, iată, sunt subliniate aceste două aspecte legate de posibilitatea înfrângerii celui rău, care este o realitate și ne dovedește Evanghelia de astăzi acest fapt, pentru că de multe ori omul este amăgit, cum că cel rău nu există, că cel rău e doar la nivelul gândirii pe care omul o are pervertită și așa mai departe, ceea ce de multe ori se și întâmplă, dar trebuie să conștientizăm și faptul că cel rău este cel care în multe situații îl tentează pe om, îl influențează, îl ispitește, sigur, și uneori manifestarea lui este chiar o manifestare fizică, așa cum se întâmplă în cazul celor demonizați. De aceea, conștienți de acest lucru, trebuie să ne luptăm nu împotriva celorlalți, ci împotriva celui rău. Acesta este războiul cel nevăzut și împotriva pornirilor rele din lăuntru nostru. Dacă câștigăm această luptă, atunci am biruit nu doar pentru viața aceasta, ci pentru veșnicie. Și ziua de astăzi ne pune în față pe unul dintre sfinții bisericii care au biruit în această luptă, în acest război nevăzut, pe Sfântul Ioan Scăraru, așa cum aminteam mai înainte, un sfânt care a trăit între anii 578-649 după Hristos, era palestinian de origine, un om foarte erudit, care ajunsese să fie foarte apreciat chiar din tinerețe pentru cunoștințele sale, însă preferă să aleagă calea călugăriei chiar din tinerețe, de la 16 ani se îndreaptă către muntele Sinai. Rămâne aici în preajma unui duhovnic deosebit, este călugărit la vârsta de 20 de ani. 20 de ani trăiește în viață de obște, în mănăstire, pentru că mai apoi să aleagă viață pusnicească, unde iarăși rămâne vreme de aproximativ 20 de ani.
Aici, în toată viața sa, s-a străduit să pună în practică preceptele evanghelice și să trăiască o viață foarte aspră, dar în același timp și să învețe pe cât îi stă în putință pe ceilalți. Se spune la un moment dat că oarecum din invidie și din răutate, unii l-au acuzat că prea vorbește mult, prea încearcă să-i sfătuiască pe alții, prea se fălește cu cunoștințele sale și la un moment dat Sfântul și-a luat ca și canon să nu mai vorbească nimic. Și a ținut acest canon vreme de un an de zile. N-a mai scos o vorbă, n-a mai învățat pe nimeni nimic, n-a mai dat nimănui vreun sfat, chiar dacă îi se cerea. Și frații, conștientizând că au greșit față de el, l-au rugat să revină, să sfătuiască pe cei care au nevoie de sfat, cu atât mai mult cu cât cunoștințele sale și experiența sa duhovnicească era una deosebită. Pentru trăirea sa atât de sfântă, la un moment dat, Dumnezeu l-a învrednicit și cu vederea mai dinainte a unor lucruri care au să se petreacă. Și așa se spune de pildă despre ucenicul său, Moise, care fiind plecat de lângă mentorul său, la un moment dat aflându-se sub o stâncă și odihnindu-se, stânca era gata să se prăvale și să îl omoare. Și atunci Sfântul, cunoscând acest lucru, i s-a arătat în vis ucenicului său Moise să se ridice și să plece din locul acela pentru că stânca se va prăvăli. S-a ridicat ucenicul și la scurtă vreme stânca s-a și prăvălit peste locul unde se afla și i-a mulțumit mentorului său pentru ajutorul pe care l-a primit. Sigur, poate că n-ar fi ajuns atât de cunoscut Sfântul Ioan Scăraru dacă nu ne-ar fi lăsat o lucrare deosebită ca expresie a experienței sale duhovnice și a trăirii sale. Și aceasta, pe baza unei cereri de această dată, a fost o carte pe care el a scris-o la rugămintea unuia dintre iegumenii mănăstirii Rait, tot Ioan cu numele, care i-a cerut să împărtășească experiența sa duhovnicească și celorlalți. Și așa a apărut celebra lucrare Scara, care cuprinde un număr de 30 de capitole, fiecare capitol punând în fața cititorului o experiență duhovnicească și o virtute, ca într-o scară aceste virtuți trebuie străbătute de creștinul care dorește să se modeleze după chipul lui Dumnezeu și să ajungă la asemănarea cu El, în așa măsură încât fiecare treaptă parcursă, asumată, să nu fie abandonată, ci pe măsură ce urcăm treaptă cu treaptă, să rămânem în același timp în trăirea și în însușirea treptei pe care am parcurs-o. De aceea, Sfântul este și numit Sfântul Ioan Scăraru și poate că e cea mai frumoasă expresie a urcușului nostru duhovnicesc, asemănarea aceasta cu scara, scara care te urcă la cer, scara care te înalță din starea ta de ființă omenească la starea de fiu al lui Dumnezeu și al împărăției cerurilor. Ar fi doar câteva gânduri. Vin în minte o informație legată de scara Sfântului Ioan Scăraru. Prima dată a fost tradusă în limba română de Mitropolitul Sfânt, de data aceasta, Varlam al Moldovei Moțoc, din Purcelești, noștri ai Vrancei. Bolotești. Bolotești, sau Purcelești, în sfârșit. Leastvița, nu? Cum îi spunea pe vremea respectivă, sau scara nevoinților. Forma slavonă. Slavonă, pentru că era la modă și era în uz limba oficială la momentul acela. Apoi a fost tradusă și tipărită de data aceasta. El săracul n-a reușit să o tipărească, nu mai a tradus-o, pe când era la mănăstirea Secu. Apoi a fost tipărită pe la 1843 la Neamț, tradusă încă o dată și revăzută traducerea. Erau cei trei mari corifei ai traduceri de limba greacă, care unul a ajuns mare
sfânt și el astăzi, mitropolit al Țării Românești Grigorie Dascălu cu Gheronte. Și apoi ea este tradusă de data aceasta, ultima traducere în limba română, este făcută de Părintele Dumitru Steneloae, Dumnezeu să-L odihnească și binecuvântat fie sufletul, în cel de-al nouălea capitol din Filocalie, așa că el poate, oricine poate citi astăzi. Astăzi Filocalia poate fi luată de pe internet și citită sau nu, dar cartea este tradusă din perioada totalitară, pe la 1980 s-a tipărit, sau 79, și ea poate fi citită de oricine. Ceea ce aș vrea doar să sublinez, pentru că și timpul ne presează data aceasta, este faptul că scara, lucrarea în sine, numai dacă stăm și ne gândim la faptul că Sfântul Ioan vorbește despre trepte ale urcușului duhovnicesc, înseamnă că o treaptă, dacă omul reușește să urce, el se poate mântui cu o treaptă. Dacă, de exemplu, a urcat până la 9-a treaptă, sau la 10-a treaptă, sau la 21-a treaptă, dar ignoră o treaptă, nu se mântuie. De ce? Pentru că stările acestea sunt însumate. Adică ele sunt asumate și trăite, el trebuie să conștientizăm o dată în plus. Pentru că vedeți, noi, spre exemplu, putem acum să vorbim despre toate, cum spun eu, stările pe care sau treptele pe care le oferă Sfântul Ioan Scăraru ca model de urcuș duhovnicesc spre Dumnezeu, să plecăm de la ura, aversiunea, deslipirea de răutate. Adică până omul, creștinul, nu reușește să aibă o scârbă de răutate și el se îndulcește cu mizeria, cu prostia, cu orice formă de răutate, n-a înțeles ce înseamnă de fapt creștin, a fi creștin. Creștinism în excelență este tocmai această invitație pe care ne-o face Dumnezeu să ajungem asemeni Lui. El fiind izvorul bunătății, izvorul binelui, izvorul armoniei, izvorul iubirii și tezaur sau iubirea în sine și armonia în sine și mai departe, dar este și izvor, din el pornește totdeauna binele, nu? Pornesc toate virtuțile, toate, nu, ceea ce le găsim la noi. Și atunci, dacă noi nu suntem conștienți că prin excelență creștinistă este această asumare a stării dumnezeiești care pornește de aici, să urăști răutatea, să nu îți facă plăcere să vorbești de rău pe nimeni, să nu-ți facă plăcere să jignești pe nimeni, să nu-ți facă plăcere să faci rău nimănui, să nu-ți facă plăcere să stai ca nesimțitul și nu faci nimic. Că dacă spun părinții, cine nu zidește cu siguranță de râmă, dacă du-te leneșul la furnică și învață ce înseamnă să fii harnic și așa mai departe. Deci tot ceea ce, într-un fel, nu, Mântuitorul Hristos ne-a descoperit ca stare pe care trebuie să o trăim noi înșine, dacă nu le asumăm, înseamnă că n-am înțeles nimic din ceea ce înseamnă creștinismul. Și apoi, cu cât ai început să urci pe scara virtuților, nu poți să spui, domnule, eu am postit anul ăsta tot anul și la anul mănânc tot anul. Nu, ai postit înseamnă că te-ai antrenat și ești mai bun anul acesta decât anul trecut și o să fii și mai bun la anul și o să fii și mai bun la anul celălalt și o să fii din ce în ce mai bun până când o să ajungi. Pentru că, așa cum spun părinții, dacă nu ești conștient că Dumnezeu ți-a descoperit un bine pe care să-l faci ca să te micșorezi pe tine, să te poți umple mai mult de Dumnezeu. Pentru că dacă tu ai făcut un bine și te trufești, te umpli de tine, am făcut cu tare, eu am făcut cu tare, atunci nu mai încape Dumnezeu. Dumnezeu, de aceea spune un părinte, când ți-a îngăduit Dumnezeu să faci un lucru bun, trebuie să fii mai smerit atunci când n-ai făcut nimic. Și când ai făcut un lucru bun, să fii mai smerit. De ce? Pentru că te-a primit Dumnezeu să fii împreună cu El lucrător, că cel este, de la El pornește toată darea cea bună și tot lucrul cel bun de sus de la tine, Părinte Lumină, cum spunem noi la rugăciunea învolului. Și atunci, în sensul acesta, creștinismul este tocmai această, iată, această asumare, această ardere continuă, această dăruire continuă, această delicatețe extraordinară, noblețe sufletească. Deci, nu poți să fii creștin bădăran. Nu, dacă ești bădăran, n-ai treabă cu creștinism. Poți să fii ce-i fi, tu să ai și nu, titluri, diplome, să poți să fii doctor în 20 de facultăți, honoris causa și așa mai departe. Astea toate, vedeți, noi trăim într-un secol în care diplomele ne trufesc. În loc să, și aici se potrivește cuvântul Scripturii, înțelepciunea lumii este nebunie în fața lui Dumnezeu. Înțelepciunea pe care trebuie să o dobândești și care ai dobândit-o printr-o diplomă, trebuie să o dovedești prin faptul că ești mai bun decât celălalt, că ești mai capabil să aplici binele și să faci un lucru mai desăvârșit decât celălalt. Dacă tu ai diplomă și spui, eu sunt mare doctor, eu sunt mare profesor, și care e problema? Tu ești profesor, asta înseamnă să... De asta ești tu doctor, de asta ești profesor, ca să-mi spui mie,
Dovedește-o prin ceea ce faci, prin ceea ce gândești, prin ceea ce privești, prin ceea ce vorbești și mai departe, prin toate cele. Ori iată, scara nevoințelor prin excelență este tocmai această asumare și această prefacere continuă din bun în mai bun și din treaptă în treaptă, dar ne ignorând niciodată treapta pe care ai trecut, de care ai trecut, nu? Da. În acest punct de vedere se leagă și cu Evanghelia de astăzi, când n-au putut apostolii să săvârșească minunea, pentru că într-o interpretare și care mi s-a părut aproape de adevăr, nu și-au pus probabil în crederea și nădejdea în Dumnezeu și au primit-o ca o cerere care li se adresează lor. Ori noi oamenii de la noi înșine nu putem face nimic decât împreună cu Dumnezeu, decât cerând lui Dumnezeu. De aceea mi-amintesc că după înviere, la un moment dat, mergând prin fața templului, un cerșetor care nu putea să umble cerea bani de la ucenicii Mântuitorului Hristos și aceiași ucenici care n-au putut să-l vindece pe acest demonizat, au putut să-l vindece pe cel neputincios, atunci zicându-i bani, aur, argint, n-avem să-ți dau, dar în numele lui Iisus Hristos, ție zic, ridică-te. Și atunci minunea s-a săvârșit. Probabil că la momentul acela apostolii încă n-aveau această înțelegere și poate au primit-o ca pe o cerere care li s-a făcut către ei sau poate nici cel care a venit să ceară. Nici tatăl n-a cerut cu gândul acesta. Convins fiindcă poate să fac. Convins că ei, prin puterea lui Dumnezeu, pot să săvârșească această minune. Poate că a venit așa cu gândul că sunt niște tămăduitori ca oricare și ei pot să facă lucrul acesta pentru că sunt prieteni cu Hristos. Ori nu era suficient această prietenie cu Hristos, ci trebuia ca el să înțeleagă de fapt că ei își luau puterea de la Hristos. Și dacă ar fi înțeles probabil lucrul acesta și convingerea lui ar fi fost alta și rezultatul evident. Vom spune eu, atât de multe portițe se deschid încât nu știi pe care să intri ca nu cumva să uiți să te mai întorci. De exemplu, ce a însemnat momentul acesta în care Mântuitorul Hristos leagă vindecarea de credința Părintelui. De poți crede, toate sunt cu putință. Nu? Și ce înseamnă, de exemplu, urmăream aseară, am stat și eu ca nătărău cu gura căscată, așa ca la mărul ăla, știi, pădureț, și am stat să cadă undeva prin Cluj, nu știu pe unde, pe acolo, pe nu știu ce sat undeva, eu un preot care era acolo trecut, preotul vrăjitor sau nu știu cum, nu, ce înseamnă deruta asta extraordinară și, cum spun eu, analfabetismul teologic care a pătruns uneori în biserică, să poată să fie un preot care să înceapă să îi spună omului, băi, nu poți, dacă i-a pus nu știu ce bani în carte, a început să el să fabuleze, că va pleca, că va fi și ăla tot, după ce era un scenare grosieră, nu? Și colo de o parte și de altă. Cât de mizerabil am devenit să putem să, nu știu cât de impostori suntem în istorie și unii și alții, în sensul în care eu ca preot aș putea vreodată gândi că dacă cumva mi-ar da Dumnezeu darul acesta să știu ceva despre celălalt, ar trebui să-l ajut în așa fel încât să-l fac de 1000 de ori mai bun decât să-l nebunesc sau să-i spun, bă, mâine o să mor, păi mâine o să te calce mașina și sau nu știu ce. Dacă aș ști eu că mâine îl calcă mașina, l-aș face până mâine să ajungă sfânt, să fie foc de iubire către Dumnezeu. Nici de cum nu i-aș spune că, băi, o să te calci mâine mașina ca să moară din seara asta să nu mai ajungă până mâine, nu mai calc mașina mâine și așa mai departe. Nu? Și atunci, ce înseamnă? O, iată, Mântuitorul Hristos, el care cunoștea, nu avea radiografia, scanarea perfectă a persoanei umane, știa precis ce în gând, ce în suflet, da? Totuși, nu-i spunea, băi, tu ești credincios, tu nu ești credincios. Cum se întâmplă astăzi uneori, avem noi această ispită, suntem, nu, te duci undeva și aleargă oamenii ca nebuni, că merge buhul pentru unul și pentru altul, nu? Nu. Dovadă că toți pot fi credincioși. Da. Asta vrea să ne spună Hristos, da? Da, toți. Dar vedeți, și tu poți fi. Oricine. De poți. Oricine. Și atunci, în sensul acesta, vedeți, lucrurile sunt extraordinar delicate. Oricum, noi n-am reușit să facem un pas mai departe cu ceea ce rămânem tot la Sinodul I Ecumenic vis-a-vis de Sfânta Împărtășanie, dar sperăm poate altă dată să ne ajute Dumnezeu să mergem mai departe. Eu vă mulțumesc și dumneavoastră și doamnei Ștefania Stoica și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit. Nu putem decât să vă dorim o săptămână binecuvântată. Să nu uităm că săptămâna aceasta este săptămână mai bogată pentru că este canonul cel mare miercuri, este denea acatistului și pe aici pe acolo se face și Sfânta Liturghie și Sfântul Maslu. Cine poate, binecuvântat este de poate să ajungă la Sfânta Biserică, iar noi vă rugăm să încheiați dumneavoastră seara aceasta de emisie.
de regulă cu rugăciunea Sfântului Efrem Siru. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu-mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne împărate, dăruiește-mi ca să învăr greșelile mele și să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Seară binecuvântată, săptămână pe măsură. Doamne ajută! Mulțumim, seară bună!